9 august au fost recepționate 17.978.849 de doze de vaccin, dintre care administrate 9.516.841. Avem așadar un stoc de 6.196.773. Acestea sunt distribuite după cum urmează, deci pentru Pfizer-BioNTech am recepționat 11.595.149, pentru Moderna până la data 9 august am recepționat 1.928.400, pentru AstraZeneca am recepționat 3.374.000, iar pentru Johnson & Johnson 1.081.300. Până în momentul de față, România a făcut mai multe acțiuni de donație și a demarat și acțiuni de revânzare, tocmai pentru că se știa, așa cum am spus de la bun început, că se va ajunge la un punct în care vom avea un surplus de doze de vaccin și pentru a avea un management al stocurilor cât mai eficient, am ajuns la acest punct. În linii mari, avem donate Republicii Moldova 45.600 doze de vaccin AstraZeneca, Serbia 50.400, AstraZeneca tot donație. Ucrainei am donat 100.800 AstraZeneca. Republica Moldova a primit 100.620 de doze Pfizer prin donație. După care avem cele donate Tunisiei, 188.000. Egipt, acestea au fost aprobate săptămâna trecută prin hotărâre de guvern. Egipt, care sunt în curs de plecare, vorbim de 525.000, Vietnam 300.000 de doze AstraZeneca și Argentinei 30 de doze de vaccin Johnson & Johnson. Cu privire la dozele de vaccin pe care România le-a vândut, până în momentul de față, după cum știm, Danemarcei au fost vândute 1.170.000 de doze de vaccin Pfizer. Pentru Irlanda s-a finalizat acest acord prin care vom vinde 700.000 de doze de vaccin produs de Pfizer-BioNTech și mai sunt în lucru alte demersuri între statul român și alte state din regiune și din alte regiuni mai îndepărtate. În momentul în care acestea vor fi finalizate, o să le facem și public. Cu privire la calendarul de livrare pentru perioada următoare, pentru august, după cum știm, dozele de vaccin Pfizer-BioNTech au fost suspendate. Vom primi, în schimb, de la Moderna, unde trebuie să menționăm că compania Moderna a trebuit să reducă temporar cantitățile livrate și atunci vorbim doar de estimări. Deci vorbim de un estimat de 446.400 cu livrări săptămânale de 111.600 de doze. Pentru vaccinurile produse de AstraZeneca, livrările sunt suspendate pentru luna august, iar la fel, din cauza unor întârzieri de producție, compania Johnson & Johnson a anunțat că e posibil să existe anumite decalaje, deci avem și aici un calendar încă incert, dar pentru luna august avem un estimat de 897.120 de doze de vaccin. Eu cam atât am avut. Mulțumesc mult, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult și eu. Propun să trecem la partea de întrebări. Vom începe cu câte două întrebări și ulterior, în funcție de timpul rămas, mai putem dezbate și alte subiecte. Bună ziua, Carla Tănație, Digi24. Am două întrebări pentru doamna doctor Pistol. Spuneți-ne dacă vi se pare îngrijorătoare creșterea infectărilor cu Delta, având în vedere că astăzi avem 313 cazuri și dacă vorbim de transmitere comunitară. Da, mulțumesc foarte mult pentru întrebare. Mi se pare îngrijorătoare creșterea numărului de cazuri, deși nu este foarte mare, este un semnal de alarmă. Trendul este vizibil crescător și acest lucru trebuie să ne facă pe toți să fim ceva mai vigilenți, deși este soare afară și vacanță. Tulpina Delta, din fericire, încă nu putem să spunem că a devenit comunitară, deși este majoritară între tulpinile care au fost secvențiate. Este majoritară și pentru că selectăm într-un mod destul de acurat persoanele care necesită
acest tip de analiză care ne sugerează nouă că ar putea să fie infectate cu o altă tulpină decât tulpina inițială, cea alfa. Și asta pentru că la, chiar pot să vă dau niște cifre, undeva la 50 și ceva la sută dintre, nu, 39,9, deci 40% din cazuri au fost partea unor focare ale căror legături le-am găsit și care aveau legătură cu deplasări. Numai la 32% dintre cazuri nu am găsit nicio legătură epidemiologică cu o deplasare sau contact cu o persoană care să se fi deplasat sau să fi fost confirmată cu tulpina Delta. Tendința este, cum spuneam, crescătoare. 32% nu mai este mult până să ajungem probabil să nu mai putem identifica sursele de infecție și în acel moment vom vorbi despre transmitere comunitară. Mulțumesc, și mai am o întrebare. Știu că INSP face un studiu despre durata anticorpilor după vaccinare în rândul cadrelor medicale. Puteți să ne dați detalii dacă este gata? Da, este adevărat. Am început un studiu de acest tip în 4 spitale din municipiul București. Am recoltat deja primul set de probe. Urmează acum cel de-al doilea set de probe. Durata acestui studiu este de 12 luni, așa încât o să mai dureze până când vom vedea rezultatele. Bună ziua, Liliana Curea, ProTV. O întrebare pentru domnul Valeriu Gheorghiță. În cazul în care EMA rămâne pe varianta neutră în ceea ce privește administrarea celei de-a treia doze, ce decizie se va lua în România? Aici ne așteptăm ca, într-adevăr, la nivel european să fie o decizie comună. Este evident faptul că se cristalizează la nivel internațional o tendință de a recomanda doza a treia în momentul de față, în special persoanelor care sunt vârstnice, peste 60 de ani, persoanele care sunt în evidență cu afecțiuni cronice, în mod deosebit condițiile de imunodepresie, care cresc riscul de a face o formă cu complicații chiar în ciuda vaccinării, și celor care au prin natura profesiei un risc mare de a se expune la îmbolnăvire, cum este personalul medical. Cam acestea sunt tendințele la acest moment. Ceea ce noi așteptăm de la Agenția Europeană a Medicamentului sunt lucruri care au la bază revizuirea datelor de siguranță și tolerabilitate și, evident, datele de imunogenitate. Pentru datele de imunogenitate deja sunt disponibile o serie de studii care ne arată că, într-adevăr, cea de-a treia doză are un efect important de boosting al răspunsului imun, de stimularea răspunsului imun. Și de asemenea, deja experiența preliminară din Israel, peste 3.000 de persoane care au fost supuse unui chestionar de evaluare a profilului de reacții adverse, ne arată că nu sunt reacții adverse altele decât ce s-a înregistrat la doza 2. Deci, practic, profilul de siguranță din datele disponibile pare similar cu doza 2 și, de asemenea, datele de imunogenitate ne arată o îmbunătățire, practic o creștere a răspunsului imun protector, care aduce cu siguranță beneficii tocmai în rândul celor mai vulnerabili. Și o întrebare pentru domnul secretar de stat, Andrei Baciu. Vom avea doze suficiente de vaccin când va începe injectarea celei de-a treia doze? În momentul de față încercăm să facem un management cât mai eficient al stocurilor. Trebuie să ținem cont de mai multe chestiuni. În primul rând, trebuie să ținem cont de numărul de doze de vaccin pe care le avem în România. Trebuie să ținem cont de dinamica campaniei de vaccinare, adică cât consumăm din aceste doze. Și doi, câte doze intră în România, dar să ținem cont de faptul că toate aceste doze au o perioadă de valabilitate. Astfel că acestea trebuie utilizate în interiorul acestei perioade de valabilitate și, practic, noi lucrăm la toate aceste analize astfel încât să ajungem să avem un management cât mai eficient. Cu siguranță vom avea un număr suficient de mare de doze de vaccin pentru perioada următoare, până la sfârșitul anului, luând în considerare, evident, și cea de-a treia doză în momentul în care se va lua astfel de decizii. Dar
În același timp, este esențial să ții cont de perioada de valabilitate a tuturor acestor doze, care variază de la un vaccin la altul și nu sunt perioade foarte lungi. Mulțumesc și eu. Mădălina Samoilă, știrile TVR pentru domnul colonel Gheorghiță. În această dimineață, premierul spunea, succesul, și citez, unei campanii de vaccinare îl vedem în numărul de persoane infectate. Și dacă astăzi în România vedem un număr mic de persoane infectate, stăm bine. Cum comentați această declarație și cât de bine stăm, de fapt, cu campania de vaccinare? Cu siguranță, persoanele care au fost vaccinate până la acest moment, cele peste 5 milioane de persoane vaccinate cu cel puțin o doză, vor face diferența în perioada următoare comparativ cu ce am avut în valurile precedente. Totuși, cumulat trecere prin boală, trecere prin vaccinare, probabil că ne apropiem undeva de 50% la acest moment de imunitate colectivă. Sunt lucruri care cu siguranță vor limita, dacă vreți, acele cazuri grave care pot să apară în rândul celor vulnerabili, și anume vom evita multe spitalizări și decese. Dar, în același timp, trebuie să înțelegem că avem alte 50% din populație care sunt, în momentul de față, nu au niciun fel de imunitate, nici post-boală, nici post-vaccinare. Aici este obiectivul nostru de a crește mai mult numărul celor vaccinați, în mod deosebit din rândul celor mai vulnerabili, care în fața variantei Delta vedem că au un risc de două ori mai mare de spitalizare, care pot să ajungă să dezvolte forme grave cu risc de deces. Ori din acest punct de vedere, maladia COVID-19 beneficiază de vaccinare care poate să evite foarte multe decese, foarte multe spitalizări, așa cum sunt toate analizele efectuate în țările care au o rată crescută a acoperirii vaccinale. În ceea ce privește evoluția epidemiologică în România, chiar dacă suntem pe o creștere, pe o tendință de creștere a numărului de cazuri, este una în momentul de față stabilă comparativ cu ce se întâmplă la nivelul celorlalte țări europene. Probabil că acest lucru se poate explica și prin caracteristicile demografice ale populației. Aproximativ 50% din populație trăiește în mediul rural, unde interacțiunea, unde riscul de expunere la boală este mai mic. Consecințele acolo sunt mai degrabă la nivel individual, unde persoana vulnerabilă poate avea un risc mai mare să facă o formă gravă și să ajungă să aibă nevoie de spitalizare. Iar pe lângă contribuția legată de evoluția naturală, firească a pandemiei, de reducerea circulației virusului la nivel populațional în această perioadă, evident că vaccinarea a contribuit foarte mult, pe lângă celelalte măsuri nefarmaceutice, care au avut un rol foarte important. Ce este important de aici înainte, în schimb, să punem accent mai mult pe respectarea măsurilor care astăzi sunt în vigoare, pentru că tendința este să nu se mai respecte aceste măsuri și cred că le vedem cu toții, nu este niciun secret. Și anume, cred că cei care sunt în măsură să controleze respectarea măsurilor trebuie să facă mai bine acest lucru și oamenii să fie mai conștienți că de decizia lor personală și de comportamentul lor, până la urmă, depindem noi toți. Practic, cu toții vom deconta anumite comportamente inadecvate sau mai puțin inspirate în această perioadă. Este perioada concediilor, este foarte bine că cu toții avem nevoie să ne încărcăm bateriile, să ne relaxăm cu familia, cu prietenii, după o perioadă lungă de restricții, însă trebuie să avem grijă să fim mult mai precauți, tocmai pentru a evita o creștere accelerată a cazurilor în perioada următoare. Neschimbând nimic din acest punct de vedere, adică neavând o conduită preventivă, necrescând ritmul semnificativ al campaniei de vaccinare, nu avem motive să credem că nu vom înregistra o creștere importantă a numărului de cazuri în perioada următoare. Practic, să nu faci nimic, te aștepți să lucrurile să meargă cumva într-o evoluție anticipată și, din acest punct de vedere, scenariile experților ne arată o creștere importantă în perioada lunii septembrie. Și mai vorbeam despre propunerile de restricții care au fost în cazul valului 3 și tot premierul spunea că nu au fost luate măsurile despre care s-a discutat și am trecut mai ușor. Se aplică această teorie și acum? Adică... Eu cred, așa cum am menționat deja, este foarte important ca aceste măsuri pe care astăzi le avem active să le respectăm mai bine. Înainte de a
ne dori alt tip de măsuri cu caracter restrictiv. Adică haideți să facem acum ce putem face cât se poate de bine și ulterior vom vedea dacă într-adevăr mai avem nevoie și de alte măsuri. Situația epidemiologică, repet, este una bună la acest moment, dacă ne uităm la numărul absolut de cazuri, dar dacă ne uităm la tendința de evoluție, toate datele ne arată că vom înregistra o creștere progresivă în perioada următoare. Și acest lucru putem să-l evităm, putem să evităm decese, putem să evităm spitalizări, vaccinându-ne într-un număr cât mai mare, în mod deosebit, repet, cei mai vulnerabili dintre noi. Mulțumesc! Bună ziua, Emma Schweninger, Observator. Aș vrea să o întreb pe doamna doctor Pistol. Astăzi au fost raportate 312 noi cazuri de COVID-19. Având în vedere că tulpina Delta este mult mai contagioasă, care credeți că este de fapt numărul real al persoanelor infectate? Câți alți oameni se află în spatele cifrelor raportate zilnic? Da, mulțumesc foarte mult pentru întrebare. În mod evident, după datele pe care deja cred că le-am comunicat de câteva ori, tulpina Delta este mult mai transmisibilă și poate să ajungă până la de 8 ori mai transmisibilă, deci un număr de 8 cazuri care pot fi datorate unui caz cunoscut. Prin urmare, dacă mulțim 300 de cazuri cu 8, este foarte posibil să avem acest număr de cazuri. Numai că, vedeți dumneavoastră, depinde, sigur că aici este o mulțire brută, pur aritmetică. Nu știm într-adevăr care este realitatea, dar este ceea ce gândim cu toții și, cum a spus și domnul președinte Gheorghiță, trendul acesta contează, pentru că dacă mulțim de 8 ori în fiecare zi numărul de cazuri confirmate, la un moment dat s-ar putea să devină un număr important. Ca atare, câtă vreme nu vor fi cazuri severe și câtă vreme nu vom înregistra decese, cred că acesta trebuie să fie obiectivul nostru al tuturor. Nu există alte căi decât să ne vaccinăm cu șanse foarte mari să nu facem o formă severă. Eu chiar am dat un exemplu și probabil că îl repet, este ca și când am alege sau nu să jucăm la roto, având șanse 80% să câștigăm și 20% să nu câștigăm și alegem 20% să nu câștigăm. Premierul spunea astăzi că avem vaccin. Din punctul meu de vedere, valul 4 nu se justifică atâta timp cât avem vaccin. Dumneavoastră ați fost destul de rezervați cu privire la valul 4, deși mai mulți medici au spus că am intrat deja în acest val. Am ajuns acolo și care ar fi scenariile pe care le aveți acum în față? Care ar fi cel mai pesimist scenariu cu privire la numărul îmbolnăvirilor? La ce vom ajunge? Este evident că Europa în momentul de față este în valul 4. România face parte din Europa. Noi nu putem spera că vom avea o situație epidemiologică distinctă de ceea ce se întâmplă în restul țărilor europene. Faptul că există un decalaj de timp, de câteva săptămâni, între ceea ce se întâmplă în țările din vestul Europei și situația din România, este o problemă doar de timp. Dar cu siguranță vom ajunge acolo. Din punct de vedere teoretic, faptul că într-adevăr avem suficiente vaccinuri nu justifică un val 4 cu un număr mare de spitalizări și decese, în sensul că toate acestea pot să fie prevenite prin vaccinare. Și acesta este mesajul pe care îl accentuez și eu, și anume vrem să ne fie mai bine tuturor, vrem să evităm decese și spitalizări, să nu mai avem un sistem medical care poate să ajungă să se colmateze prin aceste cazuri, care, repet, pot să fie prevenite prin vaccinare, atunci haide să ne vaccinăm, pentru că asta este soluția. Oricât am încercat să evităm sau să considerăm că avem alte soluții la îndemână, ele nu sunt soluții sustenabile și de durată. Și vă dau exemplu, testarea periodică. Testarea periodică nu îți modifică sub nicio formă starea de receptivitate. Adică tu ai același risc de îmbolnăvire, doar că știi că în anumite momente, într-adevăr, ai un test negativ. De asemenea, celelalte măsuri de prevenție. Există o tendință în momentul de față naturală, firească, de oboseală și de scăderea aderenței la aceste măsuri. Avem
un an și jumătate de când trebuie să respectăm aceste măsuri. A obosit toată lumea să le respecte și este firesc. Se întâmplă, observăm la toți pacienții care au tratamente cronice, după un an de zile, de la 100% aderență ajungem undeva la 70%. Deci este ceva care ține până la urmă de comportamentul nostru. Însă, fără solidaritate și fără responsabilitate în perioada următoare, nu putem să credem că situația va fi una foarte bună. Iar referitor la partea a doua, cu scenariile? Sunt scenarii de lucru, sunt în funcție de dominanța unei tulpini virale sau a alteia, în funcție de implementarea altor măsuri care pot să limiteze circulația numărului de cazuri, de asemenea în funcție de gradul în care populația respectă și este aderentă la aceste măsuri, de rata de vaccinare, însă scenariile pesimiste, practic, arată o posibilă creștere a numărului de cazuri în luna septembrie, unde vom avea o creștere mai accentuată, chiar cu creșteri de peste 1500-1600 de cazuri înregistrate zilnic în a doua parte a lunii septembrie. De altfel, m-am uitat și pe raportarea ACDC și pe estimările pe care ACDC le face, inclusiv Centrul European de Control al Bolilor, inclusiv pentru România. Dacă acum suntem la 9,3 cazuri la 100.000 de locuitori cumulat la 14 zile, în următoarele două săptămâni tendința este de dublare a ratei de notificare a cazurilor, adică o să ajungem la aproape 18 cazuri la două săptămâni la 100.000 de locuitori. Deci cam acestea sunt predicțiile pentru, inclusiv pentru România și pentru alte 17 țări europene care în momentul de față sunt pe un trend ascendent. Ne uităm la ce se întâmplă în Marea Britanie, deja tendința este de a scădea numărul de cazuri și vedem ce beneficii importante a adus vaccinarea prin faptul că numărul de internări și de decese a rămas practic la un nivel foarte redus comparativ cu valul precedent când rata de vaccinare era mult mai mică. Altfel, cred că, evident, numărul de internări și de decese ar fi fost mult mai mare în rândul populației vulnerabile. Deci acestea sunt beneficiile pe care vaccinarea ni le aduce chiar vis-a-vis de varianta Delta. Adică în ciuda faptului că anticipăm că vom avea o creștere a numărului de cazuri, nu trebuie să avem internări și decese semnificative, tocmai prin faptul că avem la îndemână vaccinarea. Însă dacă nu ne vaccinăm, putem să avem cele mai eficiente vaccinuri, pentru că ele nu ne protejează, ne protejează vaccinarea, gestul de a ne vaccina. Bună ziua, Mihaela Chirca, Lev News. Avem în mediul rural o rată de vaccinare mult mai mică față de mediul urban, dar vedem că în topul vaccinării, din cele 10 localități prezentate, 8 sunt din mediul rural. Ne puteți da un exemplu de o bună practică pusă în aplicare de o autoritate locală sau județeană pentru a convinge oamenii să se vaccineze? Într-adevăr, sunt aceste localități, dar ele sunt localitățile limitrofe marilor aglomerări urbane, marilor orașe, sunt practic localitățile învecinate cu municipiile reședință de județ, unde rata de vaccinare este cea mai mare. Cu siguranță că această creștere a acoperirii vaccinale are legătură cu faptul că o parte din locuitorii din orașe locuiesc în momentul de față în acele localități, mulți au ales să locuiască în afara orașului, ține de nivelul de educație medicală al persoanelor respective, de nivelul de preocupare pentru informația medicală și, bineînțeles, aici cred că ce este important și face diferența într-adevăr și am observat cu toții, nivelul de implicare și la nivelul autorităților locale. Adică acolo unde reprezentanții autorităților locale, prin toți vectorii pe care îi are la îndemână, cu credibilitate, se implică în mod activ și numărul celor care se vaccinează este mai mare. Inclusiv prin exemplul personal, prin exemplu propriu, pentru că vrem sau nu, o parte dintre persoane iau ca model comportamentul altora dintre noi. Și atunci, bineînțeles că așteaptă acest gest să văd dacă se vaccinează o anumită persoană în care eu am încredere și atunci sunt convins că mă voi vaccina și eu. Deci nu există neapărat o rețetă de succes, însă implicarea este foarte importantă, nivelul de informare este foarte importantă și organizarea propriu-zisă, care în principiu este similară la nivel național. Dar și să existe măsuri punctuale pe care autoritățile locale să le fi făcut pentru a aduce oamenii la vaccinare, în afară de susținerea campaniei naționale?
Da, implicarea alături de medicii de familie și organizarea unor evenimente de tip maraton de vaccinare chiar în cabinetele de medicină de familie, popularizarea, pentru că comunicarea și informarea pe tema vaccinării este foarte importantă. Este unul dintre elementele care pot să crească numărul celor care vor dori să se vaccineze. Și de asemenea vaccinarea chiar din poartă în poartă. Și de asemenea ce mai este foarte important este credibilitatea pe care reprezentantul autorităților locale o are în fața cetățenilor proprii. Și atunci când alege persoana respectivă să se vaccineze și valorifică public acest gest, evident că și ceilalți îl vor urma pentru că au încredere în el. Raportat tot la acel top despre care vă spuneam, la polul opus se află comuna Ipatele, în care din 1300 de persoane eligibile s-a vaccinat o singură persoană cu o singură doză de vaccin din calculele pe care noi le-am făcut. În acea comună a fost o caravană de vaccinare și aș vrea să ne spuneți dacă știți cam cât stă o astfel de caravană acolo și dacă considerați că s-au făcut eforturile necesare de vaccinare în acea locație, în contextul în care avem o persoană vaccinată din 1300. Și la această întrebare, dacă poate să ne răspundă și doamna Pistol, să ne spuneți cât de relevant este dacă avem două sau trei persoane într-o astfel de comunitate care se vaccinează și restul nu. Eu pot să vă asigur că eforturi s-au făcut și se fac în continuare. Sunt chiar eforturi susținute ale colegilor noștri din județe. Din acest punct de vedere, cred că implicarea resursei umane și celelalte tipuri de resurse materiale sunt chiar fără precedent, aș putea spune, în momentul de față. Există o colaborare foarte strânsă între instituțiile din județele respective unde se organizează astfel de evenimente de vaccinare. Din punctul meu de vedere, orice persoană vaccinată este o persoană care va fi mai bine protejată în fața infecției. Sigur că la un moment dat aceste eforturi susținute în condițiile în care nu sunt doritori de vaccinare trebuie să fie reevaluate și chiar sistate, însă din perspectiva localităților care au încă o rată foarte mică de acoperire vaccinală, acolo sunt în atenția noastră și vom avea alte acțiuni de informare și acțiuni de vaccinare. Practic, în cadrul proiectului Orașul Vaccinează Satul, ce ne-am concentrat foarte mult este să existe activitățile integrate de informare și respectiv de vaccinare. Practic, înainte de a transmite, de a trimite o echipă mobilă, cu 3, 4, 5 zile înainte, mergeau persoane fie din cadrul Crucea Roșie, fie din alte organizații non-guvernamentale, fie din rândul autorităților județene, care promovau beneficiile și importanța vaccinării. În felul acesta, pe lângă mesajele legate de organizarea propriu-zisă, cu ce tip de vaccin, care va fi locația în care se desfășoară vaccinarea, erau furnizate și informațiile medicale. Sunt directori de la DSP care s-au dus personal în comunele respective și au răspuns la întrebările oamenilor. Într-adevăr, sunt localități în care există o delăsare, aș putea spune, vis-a-vis de integrarea acestor activități. Tocmai de aceea este, cred că, important să ne implicăm mai mult. Sigur că nu trebuie să fim descurajați că numărul celor care se vaccinează în cadrul unei acțiuni de acest gen este mic. Pentru noi, fiecare persoană vaccinată este un câștig. Și trebuie să vă răspund cât de relevant este. Bine, acum, dacă ar fi să analizăm cu adevărat, ar trebui să știm această comunitate cât de izolată este, ce grupe de vârstă locuiesc în această comunitate, care este accesul comunității către alte teritorii. Pentru că, de ce spun și subliniez toate acestea? Pentru că foarte mulți din astfel de localități se gândesc, motivându-și lipsa de dorință de a se vaccina în acest mod. Noi suntem departe, eu nu mă duc la oraș decât mai rar, nu o să vină virusul peste mine, că noi suntem aici puțini, de aceea le și scot în evidență. Aceste argumente nu sunt cele care ar trebui să ne facă să alegem. În mod evident, ca să vă răspund la întrebare, o persoană vaccinată nu are cum să împiedice răspândirea virusului. Dacă o altă persoană
una singură, dacă vine în acea comunitate și împrăștie infecția în rândul celor 1300. Mulțumesc! Iasmin Ardelean, știrile Canal D. Dacă totuși rata de vaccinare rămâne scăzută, considerați că este necesar să avem restricții mai dure? Nu, în momentul acesta nu e cazul și, repet și subliniez, este important să respectăm ce avem acum și să avem încredere în autorități, pentru că toate demersurile sunt, până la urmă, în beneficiul sănătății publice și în beneficiul sănătății fiecărei persoane. Dacă alegem să ne vaccinăm și să respectăm măsurile de prevenție pe cât posibil, cred că situația epidemiologică va fi una pe care o putem gestiona foarte bine în perioada următoare. Dacă, în schimb, nu facem nimic din toate astea, este evident că situația nu are cum să fie bună de la sine. Bună ziua, Andrei Șerban, Radio România. Domnule Gheorghiță, personal, dumneavoastră nu credeți totuși că obligativitatea vaccinării va mări numărul de persoane vaccinate? Nu credeți că aceasta este o soluție bună? Nu credeți că analiza acestei soluții durează de prea mult timp până să fie adoptată? Și ne exprimăm îngrijorări și alte lucruri de genul acesta. Dumneavoastră personal, știu că nu luați dumneavoastră decizie, dar nu credeți că va ajuta campaniei de vaccinare? Bun, acum trebuie să analizăm lucrurile în felul următor. Obiectivul nostru nu este să creștem prin orice mijloc numărul persoanelor care se vaccinează. Este important la baza deciziei să rămână până la urmă dorința persoanei care se vaccinează în baza informațiilor pe care le are. Ține foarte mult de percepția societății asupra unei măsuri de acest gen. Nu cred că suntem pregătiți ca societate să înțelegem acest tip de abordare, însă în momentul de față consider că vaccinarea nu trebuie să fie obligatorie și asta este părerea mea personală. Cred că, în schimb, trebuie să fim, într-un fel sau altul, responsabilizați pentru deciziile noastre. Adică dacă eu mă îmbolnăvesc și voi îmbolnăvi la rândul meu, chiar cu neștiință, alte persoane și vor avea o evoluție nefavorabilă, nu știu, cred că, într-un fel sau altul, trebuie să ne responsabilizăm mai mult, pentru că tendința pe alocuri este să încercăm să facem orice e posibil să ocolim măsurile care au ca rol important prevenirea îmbolnăvirilor. Fie la intrarea în țară prezentăm documente false, fie ocolim diverse măsuri cu caracter restrictiv și așa mai departe. Deci toate aceste măsuri trebuie să înțelegem că au fost gândite să protejeze sănătatea oamenilor și să scadă numărul celor care se îmbolnăvesc grav și ajung la spital. Dacă înțelegem lucrurile acestea, este evident că este un pas înainte. Însă, în momentul de față, nu consider că vaccinarea obligatorie este o soluție. Păi și dacă nu înțelegem lucrurile despre care spuneți, vaccinarea nu poate fi soluție. Atunci o să plătim cu toții aceste consecințe. Dar vaccinarea obligatorie nu. Din punctul meu de vedere, repet, în societatea în care noi trăim în momentul de față și la momentul actual, nu cred că este o soluție. Mulțumesc. Vă mulțumim și noi. Dacă nu mai sunt alte întrebări, o zi bună. Mulțumim, o zi bună.